Data trecută ne-am uitat împreună la persecuția și suferința specifică despre care Domnul Iisus Hristos vorbea ucenicilor săi. Am văzut că aceștia aveau de suferit o persecuție specifică, o persecuție care viza chemarea care ei o aveau, apostolia care li s-a dat ca să fie cei prin care Domnul Iisus Hristos să fie revelat prin revelația specială a Scripturii și suferințele acestea care aveau ca să le îndure și respingerea care aveau ca să o confrunte din partea poporului Israel era o suferință, o persecuție specifică pentru ei și Domnul Iisus îi pregătea în mod special pe ei. Dar asta nu înseamnă că nu există aplicații pentru noi și nu există ceva care este relevant pentru noi în învățătura care o dă Domnul Iisus Hristos. Dacă a fost adevărat această persecuție, această suferință pentru Domnul Iisus Hristos, dacă a fost adevărat, a fost ceva cert pentru ucenicii Lui, pentru apostolii Domnului Iisus Hristos, cu siguranță, este la fel de relevant pentru noi și la fel de adevărat pentru noi și Domnul Iisus Hristos vrea ca să ne pregătească și pe noi pentru a suferi, pentru persecuție. Lucrul acesta este straniu pentru creștinul modern, pentru așteptările creștinului modern, așteptările unui creștin modern care sunt sănătate, bani, fericire, pace, liniște, bucurie. Dar asta este mesajul care se transmite din bisericile zise creștine în ziua de astăzi, doar atât. Da? Sănătate, bani, Dumnezeu te vrea fericit, Dumnezeu te vrea împlinit, lucruri care sunt de altfel adevărate, Dumnezeu te vrea așa și Dumnezeu a făcut o provizie ultimă suficientă ca în momentul glorificării tale ca să fii exact așa. Să fie o zi în care nu va mai fi suferință, nu va mai fi lacrimă, nu va mai fi lipsă. Să fie o zi în care toate nevoile tale vor fi satisfăcute deplin în El. Da? Dumnezeu te vrea așa, după ce mori și vei fi în prezența Lui. Da? Dumnezeu nu ți-a promis și nu ne-a promis nicăieri în Scriptură că aici și acum, sub povoara acestei lumi păcătoase, vom avea bani, fericire, bucurie, sănătate și așa mai departe. Da? Sau cum spune Declarația de Independență a Statelor Unite, viață, libertate și căutarea fericirii. Fiecare om, asta stă la baza Declarației de Independență a Statelor Unite, că fiecare om are dreptul la aceste lucruri, la viață, libertate și fericire. Și într-un fel este adevărat. Dar viața creștină nu este în primul rând lucrurile acestea. Viața creștină nu este în primul rând sănătate trupească, nu este în primul rând bogăție fizică, nu este în primul rând fericire firească, ci este în primul rând sănătate spirituală, pace cu Dumnezeu, bogăție duhovnicească, bucurie și fericire în Duhul Sfânt, în Dumnezeu. Asta este esența vieții creștine. Esența vieții creștine, ba mai mult, așteptările comunicate de Domnul Iisus Hristos ucenicilor sunt total contrare acestor lucruri care creștinul modern le consideră esențiale pentru viața creștină. Așteptările comunicate de Domnul Iisus Hristos sunt persecuție, suferință. Da? Astea sunt așteptările. Asta spune Domnul Iisus Hristos. Sunteți ucenicii mei, așteptați-vă la aceste lucruri. Așteptați-vă la acest fel de viață, de a trăi, de a trece prin această lume. Și astăzi vrem, pe de o parte, să ne reglăm așteptările noastre din partea lumii pentru viața noastră, să avem așteptări corespunzătoare și să înțelegem de ce ar trebui să avem aceste așteptări sau de ce lumea va reacționa în felul acesta, de ce vom fi persecutați și să înțelegem cum ar trebui și cum am putea noi ca să reacționăm, ca să răspundem corespunzător la aceste realități. Da? Cum să trecem prin această lume, prin această persecuție, prin aceste suferințe, să trecem așa cum au trecut apostolii Domnului Iisus Hristos și
nenumărați creștini înaintea noastră, bucuroși, fericiți, împuterniciți de puterea lui Dumnezeu să treacă prin aceste persecuții. Da? Vreau să privim la câteva dintre motivele subliniate de textul nostru pentru care lumea întotdeauna urăște pe adevărații creștini. Domnul Iisus Hristos spune, dacă vă urăște lumea, da, primul motiv, dacă vă urăște lumea, să știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Și Hristos, dacă citiți cu atenție în acest text, explică de ce iudeii, pentru că în mod specific despre asta este vorba, de ce iudeii l-au urât pe el, și anume pentru că a venit și a vestit adevărul, a venit și le-a spus adevărul despre cine este el, despre cine sunt ei, despre starea lor, despre religiozitatea lor falsă, și a trăit o viață desăvârșită în mijlocul lor, plină de putere, plină de adevăr, plină de slava lui Dumnezeu. Ne arată Ioan în capitolul 1, că asta a făcut Dumnezeu. Dumnezeu a trăit, a luat carne asupra lui și a trăit o viață prin care a manifestat în mod palpabil, vizibil, slava lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor și în mod specific în mijlocul iudeilor din acea vreme. Întrebarea este de ce ar stârni ură acest lucru, această realitate. Hristos a venit și a vestit adevărul despre el și despre starea oamenilor, despre starea lumii acesteia, și că Hristos a exemplificat, a trăit acest adevăr în mijlocul lor. Deci ar stârni lucrul acesta ură? Și răspunsul este pentru că mesajul și viața Domnului nostru Iisus Hristos arată, prin contrast, păcătoșenia iudeilor și evident și a noastră. Prin contrast, atunci când Hristos trăiește viața lui desăvârșită în mijlocul iudeilor, arată cât de păcătoși sunt ei. Prin contrast, atunci când Domnul Iisus proclamă adevărul și închinarea adevărată în duh și adevăr, sublinează religia lor falsă și inventată de oameni. Lucrul acesta este evident și în viața noastră și pretutindem putem ca să vedem exemple de asemenea. Am citit o poveste, un exemplu, nu știu dacă este adevărat, dar mi s-a părut foarte frumos despre acest fenomen, despre un lider de trib în Africa, care face o vizită la un moment dat la un misionar care era acolo în mijlocul tribului ca să aducă Evanghelia la acești oameni care nu erau în cunoștință de cuvântul lui Dumnezeu. Și misionarul avea unde avea el tabăra lui, avea cortul lui, avea o mică oglindă care a dus-o cu el din lumea civilizată și oglinda aceasta era agățată de un copac. Probabil că o folosea dimineața când se pregătea, când se spăla. Și liderul acesta de trib din Africa, care n-a mai văzut așa ceva vreodată, când a dat ochii pentru prima dată cu oglinda aceasta și a văzut chipul lui pentru prima dată, pictat cu toate chestiile acelea, găurit cu tot felul de inele, cum aveau ei și au încă în multe locuri obiceiul, s-a speriat de ce a văzut acolo. A luat un pas înapoi și l-a întrebat pe misionarul acesta, cine-i omul acela urât din lăuntru copacului care tot face mutre către el? Misionarul i-a explicat, uite, nu există niciun om în copac, asta este o oglindă. Și oglinda pur și simplu reflectă ceea ce este înaintea ei. Tu ești omul acela. Și liderul de trib a zis, nu se poate așa ceva, nu cred așa ceva. Și a luat oglinda de pe copac, a pus-o în mâinile lui să vadă că n-are nimic în spate, să vadă că este doar o bucată de ceva, un obiect. Liderul iară s-a uitat în ea, iară s-a speriat de ceea ce a văzut acolo. Și după aia a implorat pe misionar, a zis, vinde-mi o mie. Ce vrei să-ți dau? Da? Orice vrei eu îți dau, vinde-mi-o mie. Misionarul a zis, nu, am nevoie de ea. Te rog frumos, vinde-mi-o mie. Și până la urmă, după ce l-a implorat, a ajuns ca să îl convingă, a cumpărat oglinda și îndată a aruncat-o pe pământ, a strivit-o și a spart-o. Și l-a întrebat misionarul, de ce ai făcut așa ceva? Ca să fiu sigur că niciodată nu voi mai fi nevoit să privesc o asemenea urăciune. Râdem. Dar asta facem noi.
Când suntem confruntați cu adevărata noastră stare, când suntem confruntați cu adevărat nostru păcat, păcătoșenie, privind la frumusețea Domnului Iisus Hristos, privind la adevărul cuvântului Dumnezeu, asta fac oamenii. Fiecare om, în afară de cei care sunt în mod supranatural cercetați de Duhul Sfânt, când privesc adevărul care este Hristos, când privesc adevărul care este Scriptura, în loc să privească la ei și să spună sunt urât, sunt păcătos, am nevoie să fiu transformat, aruncă și calcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu, ca să nu mai privească la urâtul care ei, de fapt, sunt. La urățenia aceea care o văd în oglinda, oglinda care este Hristos, oglinda care este cuvântul lui Dumnezeu. Reacția firească nu este să căutăm să fim noi transformați, ci reacția firească este să căutăm să distrugem oglinda. Și momentul în care Hristos, care este în mod desăvârșit, oglindirea slavei lui Dumnezeu, este slava lui Dumnezeu întrupată, a venit în mijlocul lumii acesteia, oamenii au căutat să distrugă acea oglindă. În momentul în care cuvântul lui Dumnezeu este ridicat, proclamat în mijlocul unui popor, în general, reacția este adversă pentru că oamenii nu mai vor ca să privească în acea oglindă care îi condamnă, care îi arată pentru ceea ce sunt, pentru ceea ce au devenit, deformați din cauza păcatului lor. Și vor să distrugă acea oglindă, să nu mai privească reflecția lor. Din acest motiv, Hristos a fost urât. Pentru că a arătat lumii ce este ea cu adevărat. A condamnat lumea prin contrastul care l-a arătat față de viața și față de mesajul proclamat de el, față de Evanghelia lui. Și același lucru se va întâmpla cu orice creștin adevărat care reflectă lumina lui Hristos, care este o oglindă pentru slava lui Hristos. Atunci când reflectăm adevărul lui Dumnezeu, atunci când reflectăm adevărul lui Hristos, frumusețea lui Hristos, să ne așteptăm ca cei din jurul nostru nu să simtă cercetați, nu să simtă vinovați, ci să vrea să strivească oglinda. Să vrea să nu mai vadă acel chip deformat care de fapt este chipul lor. Al doilea rând, Domnul Iisus spune, dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume, și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Primul lucru care trebuie să clarificăm, să înțelegem motivația care vrea să o explice Domnul Iisus Hristos, pentru care lumea ne urăște, este ce înseamnă lume. Da? Ce înseamnă acest cuvânt lume? Lume, în limba greacă, este cuvântul cosmos, care este foarte ușor de înțeles și în limba română. Care, în sensul lui cel mai elementar, într-adevăr, înseamnă univers. Adică totul din lumea fizică. Da? Dar dacă înțelegem doar atât și dacă suntem niște novice și în limba greacă, și în limba română, și în viață în general, atunci vom rata ceea ce vrea Domnul Iisus Hristos ca să ne transmită aici. Cuvântul acesta este folosit în diverse feluri, în diverse feluri, și neînțelegerea acestui lucru va duce la tot felul de erori hermeneutice și de interpretare și până la urmă de erori teologice. În acest caz, sensul cuvântului cosmos, lume, este de lume ca și sistem, ca și stare păcătoasă. Este vorba de natura lumii, nu este vorba de univers, nu este vorba de lumea fizică pur și simplu. Evident că ucenicii și noi facem parte fizic din această lume. Dar nu despre asta vorbește Hristos. Eu și cu tine trăim în această lume, facem parte din acest univers. Și totuși nu suntem din această lume. Nu aderăm la sistemul păcătos a acestei lumi. Nu suntem din aceeași esență cu această lume. Am fost scoși din punctul acesta de vedere din această lume. Iar din acest motiv, pentru că deși suntem fizic în mijlocul acestei lumi, noi nu suntem din ea, deși suntem fizic în acest univers, noi facem parte din altă lume, suntem din altă esență, din altă natură, și anume una divină, una duhovnicească. Din acest motiv, lumea va căuta să ne persecute pentru că nu ne
conformăm ei. Pentru că nu suntem parte din acest sistem. Pentru că suntem împotriva acestui sistem. Apostolul Pavel spune în Romani 12:2, să nu vă potriviți chipul veacului acestuia sau chipul lumii acestuia. Despre asta vorbește Hristos. Ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună și plăcută și desăvârșită. Cât timp vom fi împotriva sistemului acestei lumi, sistemul acesta condus pentru o vreme de Satan, atunci lumea ne va urâ. Cât timp nu ne vom conforma gândirea noastră și acțiunile noastre cu gândirea și acțiunile lumii acestea, lumea aceasta ne va persecuta. 3. Domnul Iisus spune, dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Hristos invocă aici un argumentum fortiori, adică un argument de la mai mare la mai mic. Este o metodă de argumentare legală folosită în lumea antică și folosită și în ziua de astăzi, în dezbateri și în tribunale și peste tot. Adică vrea să spună că un lucru cert, da, care este mai mare, indică un lucru cert despre un lucru mai mic. Vă dau un exemplu cum funcționează acest principiu logic. Un exemplu într-un fel absurd și extrem ca să fie clar cum funcționează și cum este exemplificată acest gen de argument. Dacă aș spune, pentru că această persoană este moartă, ca atare vedem că ea nu respiră. Ați înțelege? De ce este evident că această persoană nu respiră? Pentru că este moartă. Pentru că lucrul acesta care este cert, care este mai grav decât faptul că nu respiră, da? Se confirmă și faptul că persoana respectivă nu respiră. Hristos vrea ca noi să înțelegem că dacă pe El, care este mai mare decât noi, infinit mai mare, l-au persecutat, cu atât mai mult noi vom fi persecutați care suntem mai mici decât El. Da? Asta este logica argumentului. Și logica argumentului este aplicabilă și nouă. Dacă pe Hristos, care este mai mare, l-au persecutat, dacă pe ucenicii Lui, care sunt sub El, au fost persecutați, cu atât mai mult. Noi care, cu siguranță, ar trebui să ne considerăm mai prejos și decât Hristos și decât apostolii care aveau această chemare specială, ne este confirmat lucrul acesta că vom fi persecutați. Și de asemenea, toți creștinii ar trebui să se aștepte la această persecuție. Cu cât suntem mai mult precum Hristos, adică mai aproape de lucrul acela mai mare, mai similar de lucrul acela mai mare, cu cât vom fi mai persecutați, cu cât vom fi un pericol mai mare pentru lumea aceasta. Și asta cred că ne dă primul principiu care îl putem învăța. Și anume, că a fi acceptat de cei din jurul tău, a fi agreat de cei din jurul tău, a fi plăcut de cei din jurul tău, care astăzi este standardul, așa zis, creștinismului modern. Câtă lume te agrează, câtă lume te place, câte like-uri ai pe Facebook, câtă lume vine la tine la biserică. Principiul care trebuie să-l învățăm este că a fi agreat, a fi plăcut, da? A fi acceptat de societatea și de cei din jurul tău, nu este o dovadă a credincioșiei tale. E posibil că ești agreat, e posibil că ești plăcut, e posibil că ești popular pentru că ești ca și ei. Pentru că faci parte din sistemul lor. Pentru că nu au cu ce să fie împotrivă. Sunt de acord cu tot ceea ce ești, cu tot ceea ce reprezinți, cu tot ceea ce vestești. Cine n-ar fi de acord cu hai să fim fericiți, hai să fim bogați, hai să fim sănătoși? Toată lumea. Apostolul Pavel îi spune tânărului Timotei, tânărul păstor care urma și el, la fel ca și Apostolul Pavel, să treacă prin tot felul de persecuții din lăuntrul bisericii și din afara bisericii, în 2 Timotei 3:12, toți cei ce vor să trăiască o viață evlavioasă în Hristos Iisus vor fi persecutați. De cele mai multe ori, de cei religioși. Domnul Iisus Hristos a fost persecutat de cei religioși. Ucenicii Lui au fost persecutați și omorâți de cei religioși.
Creștinii de-a lungul timpului au fost persecutați în primul rând de cei religioși. Mai mulți creștini au omorât Biserica Catolică, de exemplu, decât... E foarte clar. În România, de exemplu, credincioșii care cu adevărat vor să trăiască o viață evlavioasă, baptiștii și penticostalii care vor să trăiască o viață evlavioasă, nu sunt persecutați de atei? Nu vin atei la ușa bisericii ca să-i dea afară din biserică? Da? Nu-i scot afară din cult ateii și agnosticii? Oamenii religioși, da? Capii cultelor, care sunt niște câini ai satanei, care conduc instituțiile acestea inventate de oameni, sunt cei care persecută pe cei care vor să trăiască o viață evlavioasă. Nu vin agnosticii, nu vin oamenii care nu cred în Dumnezeu ca să-i persecute, să le bage bețe în roate, să-i dea afară din școli, să-i dea afară din biserici. Nu! Ci oamenii care pretind că îl slujesc pe Dumnezeu. Și asta spune Domnul Iisus Hristos. Vor face lucrurile acestea în numele meu. Pentru numele meu. Pentru că nu-L cunosc de fapt pe Dumnezeu. Vor spune că ei lucrează pentru Dumnezeu. Apostolul Pavel este poate cel mai bun exemplu. Care din zelul care el îl avea, credea el pentru Dumnezeu, a ajuns să persecute Biserica lui Hristos. Și până când Hristos nu l-a trezit la realitate, până când Hristos nu s-a întâlnit cu el, el era convins că slujește pe Dumnezeu. Sunt mulți de asemenea oameni în bisericile de astăzi. Mulți de asemenea lideri care sunt așa de înșelați încât ei cred că slujesc pe Dumnezeu, dar de fapt slujesc pe Satan. Dumnezeu să îndure de sufletele lor. Să întâlnească cu ei, să-i trezească la realitatea aceasta. Iar pe noi și pe cei care sunt persecutați din pricina dorinței lor de a trăi o viață plină de evlavie, Dumnezeu să ne întărească să trecem prin aceste persecuții. De orice natură ar fi ele. Nu totdeauna și în toate generațiile persecuțiile au fost de genul să plătești cu viața. Astăzi este vorba de a fi umilit, astăzi este vorba de a fi jignit, astăzi este vorba de a fi defavorizat. Dar cu toate acestea este persecuție. Atenție! Principiul acesta este adevărat și în partea opusă. Altfel spus, simplu fapt că suntem persecutați sau că nu suntem agreați de cei din jurul nostru, nu este o dovadă a sfințeniei noastre. Poate pur și simplu suntem niște oameni păcătoși, dificili și provocăm o asemenea reacție din cauza păcatului nostru. Cei din tabăra, să zic a mea, da? Reformată în România, avem boala aceasta. Cu cât lumea ne urăște mai mult, noi credem că suntem mai bine. Cu cât lumea ne dezgustă mai mult, noi credem că suntem mai sfinți. S-ar putea să se întâmple că pur și simplu suntem niște oameni răi. S-ar putea să se întâmple că noi avem niște probleme care nu le vedem în viața noastră și asta cauzează o reacție adversă de la ei. Simplu fapt că lumea se uită la tine și nu-i place, nu le place, nu înseamnă că ești un sfânt. S-ar putea să fie o problemă în inima ta. S-ar putea să fie o problemă în atitudinea ta. S-ar putea să fie păcatul din viața ta care este problema. Ambele nu confirmă faptul că ești persecutat sau faptul că nu ești persecutat. Ceea ce confirmă în cele din urmă este dacă ești ascultător de Hristos. Dacă cauți să trăiești o viață cu evlavie, da? Lucrurile acestea, ne spune Domnul Iisus Hristos, că sunt motive pentru care lumea aceasta ne va persecuta. În concluzie, Domnul Iisus Hristos vine și ne cheamă și ne arată cum ar trebui ca să reacționăm în fața acestei persecuții. Cum ar trebui noi ca să facem față și să răspundem în fața acestei persecuții prin care vom trece. Da? Prin care vom trece, care va deveni din ce în ce mai reală în România, în anii care urmează. Cum trebuie noi ca să facem față în această persecuție? Primul lucru care vreau să subliniez este că Domnul Iisus Hristos, în concluzia acestei porțiuni, în Ioan 16, la 1 la 4, ne cheamă și ne spune că în mijlocul acestei persecuții noi nu trebuie să deznădăjduim. Noi nu trebuie să ne lăsăm dărâmați de aceste evenimente. Domnul Iisus spune, v-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Și vine și din nou sublinează
evenimentele care au să se întâmple în viața ucenicilor și care s-au repetat de-a lungul istoriei pentru toți credincioșii. Au să vă dea afară din sinagogi. Au să vă dea afară din biserici. Cât de relevant este în ziua de astăzi. Cât de relevant este în ziua de astăzi când noi avem oameni în mijlocul nostru care vin aici de la sute de kilometri pentru că au fost dat afară din biserici. Asta n-a fost doar în primul secol. Asta n-a fost doar în prima mie de ani a creștinismului. Lucrul acesta este relevant și astăzi și se întâmplă și astăzi în mijlocul nostru. Și Domnul Iisus Hristos spune, v-am spus aceste lucruri ca să nu fie un prilej de cădere. Să nu fie un prilej de cădere care trec prin aceste lucruri. Să nu fiți surprinși dacă atunci când începeți să mărturisiți pe Hristos, în mijlocul unei adunări apostate, vă vor arăta ușa. Și vor da o hartă spre Zalău. Bine ar fi. Lucrurile acestea se întâmplă. Nici nu cred că aveți idee cât de des se întâmplă. Nici nu știți cât de frecvent se întâmplă lucrurile acestea la noi în țară. Cazurile, oamenii cu care noi intrăm în contact și pe care îi putem ajuta într-un fel sau altul, poate doar printr-o simplă rugăciune, sunt cazuri excepționale. Cele mai multe cazuri sunt oameni care suferă ani de zile. Stai de vorbă cu oameni care spun, nu? Am fost dat afară din biserică. Pentru ce? Pentru simplu fapt că încercam să mărturisesc Evanghelia într-o biserică baptistă, într-o biserică pentecostală. Și ce ai făcut? 12 ani, mi-a spus frate, 12 ani am stat acasă și m-am închinat cu familia. Până când ce? Până când s-a schimbat păstorul, până când... Cazuri excepționale, oamenii care găsesc o alternativă. Domnul Iisus Hristos ne spune că noi credincioșii, când vom trece prin asemenea evenimente, trebuie să nu lăsăm să fie pentru noi un prilej de cădere, pentru că El ne-a avertizat, El ne-a pregătit pentru aceste lucruri. Au să vă dea afară din sinagogi. Ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Și se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Da? Domnul Iisus Hristos pronunță un verdict asupra liderilor religioși care fac aceste lucruri. Eu dacă aș fi în locul lor, m-aș cutremura. Dacă aș înțelege care este judecata care Dumnezeu o pronunță asupra cei care se comportă cu copiii lui în felul acesta. Dar pentru că ei nu cunosc nici pe Hristos, nici pe Dumnezeu, fac lucrurile acestea și ba mai mult vor ajunge la poarta raiului și vor spune, Doamne, dar n-am scos eu afară tot felul de eretici din biserică? N-am persecutat eu pe cei care perverteau Evanghelia ta cu prostiile astea despre predestinare? Și Hristos va spune, plecați de la mine, nu v-am cunoscut niciodată. V-am spus aceste lucruri. Pentru că atunci când va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu este asta problema noastră numărul unu când trecem prin încercare? Doamne, dar de ce? Dar cum se poate? Și Domnul Iisus vine și spune, dar nu v-am spus? Dar n-ați citit Ioan capitolul 15? Dar nu v-am spus că în lumea aceasta veți suferi? Nu v-am spus că veți avea necaz? Nu vi l-am spus de la început, pentru că eram cu voi. Cei mai mulți creștini intră în depresie atunci când vine persecuția, atunci când vine suferința peste viața lor, pentru că nu s-au pregătit pentru ea. Pentru că nu s-au pregătit pentru ea. Pur și simplu. Este ca și cu dezăpăzirea în România. Iarna vine în fiecare an și totuși ne ia prin surprindere. Cum se întâmplă? Da? Chiar citeam zilele astea pe net sute de articole din orice an vrei din România despre cum autoritățile au fost luate prin surprindere de zăpadă. Dar fiecare an vine. Dar așa suntem noi cu suferințele. Vine o suferință în viața noastră, o tragedie în familia noastră și nu mă lasă, nu mă așteptam. De ce nu te așteptai? Suferința vine în mod inevitabil. Persecuția vine în mod inevitabil. Necazul vine în mod inevitabil. Cei mai mulți credincioși și cele mai multe biserici vor să uite despre suferință. Vor să uite despre persecuție. Slujbele lor, programele lor sunt făcute în așa fel ca să uiți despre aceste lucruri.
ca să ai o oază în care să nu mai te gândești la moarte, să nu mai te gândești la boală, să nu mai te gândești la necazul din familie, să nu mai te gândești la persecuție, la posibilitatea că libertatea religioasă în țara aceasta s-ar putea să sisteze. Hai numai să batem din palme, să ne simțim bine. Și după aia când vin lucrurile acestea peste acești oameni, ei nu sunt pregătiți. De ce? Pentru că biserica din care fac parte are pe agenda să-i distreze, nu să-i pregătească. Cele mai multe biserici vor să uite de persecuție. Vor să evite persecuția. Vor să evite suferința și nu să-și pregătească oamenii pentru ea. John Piper a zis un lucru într-o predică care m-a marcat și în ziua de astăzi a lăsat o urmă și cred că mi-a marcat și slujirea mea pastorală. El zicea în felul următor: slujba mea ca și păstor este să-i pregătesc pe oameni pentru a suferi. Slujba de păstor este să-i pregătești pe oameni, să-ți pregătești oamenii, oițele, enoreașii, cum vrei să-i numești, pentru a suferi. Asta este chemarea de păstor. Slujba de păstor este una de la maternitate până la morgă, de la zile de celebrare până la zile de jale. Nu doar să fii prezent în momentul acela, să duci să faci slujba de mormântare, să duci să zici o rugăciune, nu doar să fii prezent când suferința vine, ci să pregătești pe creștinii care urmează să sufere dinainte. Dacă te duci doar la mormântare, e prea târziu. Dacă te duci doar la patul spitalului, e prea târziu. Dacă te duci doar când le moare copilul, e prea târziu. Ce ai făcut ca să-i pregătești înainte să se întâmple? Cum? Cum să-i pregătești? Prima și cea mai importantă metodă este exact ceea ce a făcut Hristos pentru ucenicii lui. Le-a spus că suferința va veni. Le-a spus că persecuția va veni. Le-a spus cum ar trebui să răspundă față de ea. Fraților, toți veți suferi. Fără excepție. Fără excepție. Nu doar unii dintre noi vor trece prin asemenea lucruri. Nu doar fratele Mihai trebuie să treacă prin cancer sau sora Ciupe sau alții. Toți veți avea o suferință. De un fel sau de altul. Toți vor trece prin persecuție. Nu doar eu voi fi urât pentru credința mea. Va veni ziua în care colegii voștri se vor uita cu dispreț la voi. Va veni ziua în care veți avea curaj ca să vestiți Evanghelia clar în fața familiei dumneavoastră și ei nu vă vor invita la masă. Toți veți suferi. Toți veți fi persecutați. Acest lucru trebuie ca să fie evident și trebuie să vă împăcați cu el de acum. Ca să nu vă dărâme atunci când vine. Ca să nu întrebați de ce atunci când vine. Ca să nu fiți surprinși atunci când vine. Domnul Iisus Hristos și-a pregătit ucenicii pentru suferință, în primul rând învățându-i despre faptul că suferința va veni. Învățându-i despre faptul că lucrul acesta n-ar trebui să-i surprindă, că nu este scăpat din controlul lui Dumnezeu. Că inclusiv aceste aspecte de suferință, de persecuție, sunt rânduite de Dumnezeu și fac parte de harul lui Dumnezeu. Cum răspundem? Ce trebuie să facem noi în mijlocul suferinței, în mijlocul persecuției? Domnul Iisus Hristos spune că trebuie să-L mărturisim pe El. Asta este răspunsul nostru. Asta este răspunsul nostru când vine orice fel de suferință, orice fel de persecuție, este să-L mărturisim pe Domnul nostru Iisus Hristos. El este stânca noastră, El este speranța noastră. Cel mai mare act de dragoste. Cel mai mare act de dragoste este să spui adevărul celui ce te urăște. Să spui adevărul celui ce se persecută. Să spui adevărul celui care ar vrea ca să te omoare. Metodele extraordinare de interogare, adică să chinui pe un om, asta a fost o discuție mare, ani de zile în America, acum a uitat. Acum oamenii sunt chinuiți de CIA și de asta, dar au uitat, nu mai discută americani. Dar o perioadă lungă era o discuție mare despre dacă ar trebui să chinuim oameni în interogare pentru a extrage informații din lor și tot din ei. Și toți experții explicau: băi, oameni buni, uite care e ideea. Nu funcționează. Nu funcționează metoda asta pentru a extrage ceva adevărat dintr-un om, pentru că în momentul în care îl chinui pe un om, în momentul în care îl bați, în momentul în care faci tot felul de lucruri groaznice la acel om, el îți va spune orice, numai să te oprești. Orice adevărat, orice neadevărat. Dacă îl bați pe un om 6 luni consecutiv ca să spune că e un terorist, el îți spune că e terorist. Numai să-l lași în pace, să-l omori odată, da? Metodele acestea de a chinui pe un om pentru a extrage,
pentru a extrage din el ceva de valoare, nu funcționează. Nu funcționează, da? El îți spune orice să-ți termine chinul. Cel mai mare act de dragoste este să spui adevărul chiar dacă chinul va fi prelungit spunând adevărul. Este să stai față în față cu cel ce te persecută, să știi că dacă îi mai vestești Evanghelia încă o dată, iară te va disprețui, iară te va înjura, iară se va comporta urât cu tine și să spui, sunt dator să o fac pentru că te iubesc. Știu că tu o să mă chinui mai mult, știu că o să am de suferit din cauza aceasta, dar pentru că te iubesc, am să spun adevărul. N-am să spun ceea ce tu vrei să auzi, n-am să spun orice numai ca să termine chinul ăsta dintre noi. Lucrul acesta este cât se poate de adevărat și de real, mai ales între relațiile strânse. Soțul tău necredincios nu vrea să mai audă Evanghelia de la tine. A-l iubi înseamnă a-i spune adevărul chiar dacă chinul continuă. Copilul tău, acum matur, nu vrea ca să mai audă adevărul de la tine. A-l iubi înseamnă a-i spune adevărul chiar dacă se uită la tine cu ochii aceia de dispreț. De parcă n-ar mai vrea să fii părintele lui. Aceasta spune Domnul Iisus. A face lucrul acesta. A iubi în acest fel. A spune oamenilor adevărul chiar dacă ei caută să te omoare pentru el. Aceasta spune Domnul Iisus este imposibil pentru omul firesc. Este imposibil din punct de vedere omenesc. Cu puterea noastră umană este imposibil. Ce om cu mintea întreagă ar face acest lucru? Ce om cu mintea întreagă n-ar căuta să se scape din chin? Să se scape din suferință? Să zică, de ce să sufăr eu ca să spun ție adevărul când tu nu mai vrei să mă chinui? Fă ce vrei! Lasă-mă în pace! Domnul Iisus spune, da, așa este. Hristos, în schimb, nu ne lasă fără putere. Nu ne lasă fără putere care vine din afara noastră, care să ne dea aptitudinea, puterea, motivația să facem lucrul acesta. Versetul 26 și 27 din capitolul 15. Când va veni Mângâietorul, îmi place mult mai mult a traduce termenul acesta, apărătorul. Termenul v-am mai explicat, este un termen grecesc folosit pentru avocat, pentru cel care îți vine în apărare. Într-adevăr, Duhul Sfânt ne și mângâie, ne și șterge lacrimile, dar acesta este apărătorul nostru. Este cel care are puterea să ne apere, care ne dă puterea să facem față la tot ceea ce vine ca să ne doboare. Când va veni apărătorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului. Vedeți legătura strânsă între apărător și adevăr. Apărarea noastră numărul unu în fața asaltului acestei lumi, în fața dușmanului care este Satan, în fața persecuției, nu este altceva decât puterea Duhului Sfânt și vestirea adevărului prin acea putere. Asta este singura noastră armă. Duhul adevărului care purcede de la Tatăl. El va mărturisi despre mine și voi de asemenea veți mărturisi pentru că ați fost cu mine de la început. Vedeți? Mângâietorul înseamnă mărturisire. Apărătorul înseamnă că ai puterea de a mărturisi. Asta face Duhul Sfânt în viața unui credincios. Asta face Duhul Sfânt în viața credinciosului care trece prin persecuție. Vreți să știți care este semnul? Lumea vrea semne, da? Vor semne și minuni. Știți care este semnul care însoțește pe cel care este locuit de Duhul Sfânt? Nu este vorbirea în limbi. Nu este bolborosirea care poate face și Ivi. Copiii, apropo, copiii vorbesc în limbi, le rup. Inventează limbi când vor ei. Ivi, la un moment dat, a trecut printr-o fază în care ea vorbea japoneză. Eu nu știu multă japoneză. Știu cât să comand sushi, dar știu câte anumite pește și așa știu în japoneză. Dar ce vorbea ea nu era japoneză. Dar ea vorbea cursiv japoneza ei. Și spunea taine. Și vorbea unui Dumnezeu, poate, nu cum spune Pavel în Corinteni. Și era foarte happy. Și se zidea. Apropo, era foarte zidită de ceea ce făcea. Noi, pentru că înțelegem că e un copil, ne uitam la ea și ziceam, o să-i treacă. Se va maturiza, da?
Semnul care însoțește pe cei care sunt locuiți, stăpâniți de Duhul Sfânt, nu este vorbirea în altă limbă. Este mărturisirea lui Hristos cu putere. Asta a fost minunea care s-a întâmplat la Rusalii. Asta a fost minunea care s-a întâmplat de fiecare dată când s-a pogorât Duhul peste apostol. Asta i-a împuternicit să spună să ne temem mai mult de oameni sau de Dumnezeu. Lucrarea profetică nu este prezicerea viitorului. Tot timpul când discut și... Recent n-am mai discutat cu foarte mulți penticostali, nu știu de ce mă evită, dar pe vremuri discutam cu foarte mulți penticostali și întotdeauna mă taxau pe chestia asta. Voi nu credeți în profeție! Voi nu credeți în prorocie! Și eu le spuneam, ba da! Duminică dimineața urmează să profețesc, duminică seara urmează să profețesc, miercuri seara. Eu de cel puțin de 3 ori pe săptămână fac o slujbă profetică. Darul profetic, lucrarea profetică nu este prezicerea viitorului. Este mărturisirea lui Hristos. Ioan ne spune în Apocalipsa 19:10 căci mărturia lui Hristos, mărturisirea lui Hristos este Duhul profeției. Oameni care sunt stăpâniți de Duhul Sfânt, oameni care sunt botezați de Duhul Sfânt, oameni care sunt umpluți de Duhul Sfânt, îl mărturisesc pe Hristos cu putere. În ciuda oricărei consecințe, în ciuda orice ar trebui să sacrifice, oricât de mare ar fi chinul, îl mărturisesc pe Hristos. De ce? Pentru că bucuria părtășiei cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt, bucuria de a face ceea ce este plăcut lui Dumnezeu este mai mare decât chinul persecuției acestei lumi. Infinit de mult mai mare. Am citit o istorisire despre un copil. Un copil care era în clasele primare și familia lui a luat decizia să se mute în alt oraș. S-a mutat acolo, a intrat într-o școală nouă și fiind foarte timid copilul, era foarte greu să facă prieteni noi. Foarte greu. Toți îl marginalizau, toți îl evitau, toți îl batjocoreau. Și după ceva vreme, copilul îi spune mamei sale că el vrea ca să facă ceva, să le arate la copiii aceștia că deși îi marginalizat, deși îi urât de ei, el îi iubește. Și a venit cu ideea că o să pregătească niște felicitări făcute de mână, desenate de mână și să dea la fiecare copil și în cadrul felicitării să le spună la fiecare în parte că el îi iubește. Mama a fost foarte speriată de inițiativa aceasta pentru că s-a gândit dacă deja îl hulez și îl marginalizează, cât de grea va fi respingerea care va primi o copil. Copilul a insistat și a început și ore întregi, în fiecare zi, timp de zile întregi, a pregătit aceste felicitări. Și a venit ziua în care avea toate 30 de felicitări pregătite. Și în fiecare, pentru fiecare coleg care îl ura, care îl făcea prost, care îl scuipa câteodată, o felicitare în care a spus, eu te iubesc. Și a luat felicitările și s-a dus la școală și mama stătea ca pe ace. S-a dus copilul la școală, mama a zis, hai să fac ceva să îl consolez când vine acasă, va fi zdrobit cu siguranță când primește respingerea aceasta. A început să-i facă prăjitura lui preferată și stătea în bucătărie, făcea prăjitura și se uita pe geam, aștepta să vină copilul acasă. Și vine copilul acasă și împreună vede pe geam și alți colegi care veneau. Colegii toți erau separați într-un grup, el venea singur, ca și de obicei, marginalizat, urât de colegii lui. Mama s-a dus la ușă, a deschis ușa, l-a primit pe copil, a luat în brațe și spre surpriza ei copilul zâmbea. A zis la copilul, a zis mamei, mamă, le-am spus fiecăruia că iubesc. Și pentru copil era suficient. El era fericit. El nu era interesat că aceștia nu-l aprobau. El nu era interesat că aceștia nu-l acceptau. Inima copilului era împlinită pentru că le-a spus fiecăruia că îi iubea. Toți știau. Toți știau acum că copilul acesta îi iubește. Pe fiecare în parte le-a spus fiecăruia. Ce minunat! Ce minunat și ce lucid comunică. Și nu este de mirare că Hristos ne spune, adevărat vă spun, că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Matei 18:3. Treaba noastră nu este să-i facem pe alții să ne accepte. Treaba noastră nu este să-i cauzăm
să se oprească din a ne persecuta sau să ne agreze. Scopul nostru și bucuria noastră trebuie să fie că le-am spus despre dragostea lui Hristos, despre mântuirea care este doar în numele Lui. Ăsta este scopul nostru. Nu dacă vor accepta, nu dacă vor fi bucuroși de darul nostru, de adevărul vestit, ci noi să le vestim dragostea lui Dumnezeu și împăcarea cu El prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Dragii mei, eu nu sunt aici, în România, la Biserica Sfânta Treime, să-mi fac prieteni, să fie foarte clar. Nu-s curios. Mai mult ca sigur că din punct de vedere de predicatori evanghelici în România sunt cel mai puțin agreați, sau printre cel mai puțin agreați. Nu mă interesează. Nu-s curios. N-am venit să fac prieteni. Sunt aici în mijlocul dumneavoastră, împreună cu familia, și sunt pus aici, consider, de Dumnezeu. O, șarogă, nu. Asta consider că este chemarea mea, să vestesc Evanghelia. Nu să-mi fac prieteni, nu să fiu iubit de oameni, ci să iubesc pe oameni, spunându-le adevărul despre Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă voi fi urât pentru asta, bucuria dragostei lui Dumnezeu pentru mine este suficient. Dacă voi fi persecutat, dragostea mea pentru Hristos, care duce la această ascultare, care provoacă această persecuție, provoacă mai multă bucurie în mine decât persecuția lor provoacă durere. Asta îmi doresc pentru fiecare dintre voi. Veți experimenta persecuție. Veți experimenta dureri. Veți experimenta suferință. Îmi doresc ca Dumnezeu să revarse prezența Duhului Sfânt în viața fiecăruia, în așa fel încât să experimentați acele experiențe nu fiind dărâmați, ci fiind zidiți și întăriți de Duhul lui Dumnezeu ca să-L mărturisiți pe Hristos. Să treceți prin ele cu bucurie, cu credință, cu curaj, vestind vestea bună și dragostea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.